Joi 8 iulie, adică săptămâna trecută, reporterii de la Mesagerul de Neamț filmau un trotuar aflat în chinurile facerii din municipiul Piatra Neamț, în zona liceului Victor Brauner. Primeam atunci asigurări ferme, atât de la primărie, cât și de la constructor, că lucrările de refacere a zonei pietonale vor începe peste câteva zile, adică fix luni. Avem promisiunea constructorilor că dacă și vremea o va permite, de luni se va trece la refacerea trotuarului. Astăzi, 14 iulie, la fața locului, lucrurile arătau ca și săptămâna trecută. Nici firma care are contractul de lucrări, Telecomunicații SRL, nici cei de la Publiserv nu ne-au putut lămuri de ce promisiunea nu a fost ținută. Ultimii au o circumstanță atenuantă, cel puțin așa spune directorul Valentin Savin. Concluzia este una simplă. Nu s-a precizat în ce lună și în ce an va fi acea zi de luni în care vor începe lucrările cu adevărat. Există totuși un semn bun. Cât timp reporterii discutau la primărie subiectul, au apărut 3 angajați care au ridicat o gură de canalizare. Pentru început, rămâne să vedem și urmarea.